eram varză. Primele trei luni, eu nu existam în spațiul, în societate. Eu eram doar cu acești doi bebeluși, mai ales că nu voiam să-i separ. Voiam să am grijă doar ei, să se obișnuiască, deci nu există o ruptură chiar între ei, să nu aibă copilașul mai mare de 11 luni senzația că a venit un intrus în casa noastră. Și mergeam peste tot, purtam bebelușul nou născutul în sling, întotdeauna la corp. Primele trei luni doarme mai tot timpul, dar oricum, celălalt de 11 luni vrea să-l tragă ca pe o jucărie. Și era o alertă maximă tot timpul. Nu mai eram nici pe rețele, nici nicăieri. Țin minte că de parcă s-a întâmplat ieri când am ieșit în sfârșit cu un articol în care am povestit. Vă rog, nu repetați asta, lăsați o pauză cât mai mare. Uneori soțul mă găsea frântă la podea, eu număram minutele când el o să vină și cineva o să întrebe, dar de ce totuși nu ai luat o menajeră să-ți facă curățenie, de exemplu? De ce nu ți-ai luat o bonă? De ce? Nu mă simt confortabil cu un om străin în casă. Am o chestie psihologică și vreau să știu ce se întâmplă. Dacă apare un ajutor, mai ales care să aibă grijă, deci să îngrijească un copil, e imposibil să nu se întâmple următorul lucru, ca tu să știi tot timpul ce se întâmplă. Tu ai ajutorul celălalt care vede de câte ori a făcut caca, scuze-mă, când a mâncat, ce a făcut, dar tu ești cu celălalt, cum se produce o mică separare, dar eu nu voiam să ratez absolut nimic, înțelegi? Uh-huh. Voiam să văd tot și primii pași, cum aleargă, cum merge să fiu eu prima să-i văd. Și a fost, eu nu regret asta și am câștigat o prietenie extraordinară. Deci fetele noastre sunt tot timpul împreună, de nedezlipit, și prietenești fac totul împreună și practic arată ca de o vârstă, că tot timpul mă întreabă lumea, dar sunt gemene, sunt gemene. Și apropo, cum se descurcă părinții cu gemeni, cu tripleți? Prin ce mă... Fiindcă deseori eu așa mă gândeam, zic, stai un pic. Păi, dar sunt cu gemeni și tripleți. Nu mă deosebesc prin... Doar era complicat că totuși regimul de somn era diferit. Copilul mai mare doarme mai puțin și când nu vrea să doarmă, deci eu trebuie să-l adorm pe al doilea. Și celălalt făcea zgomot și uneori se ducea și bocănea la ușă că deja a prins mersul. În fine, a fost complicat. Nu voiam să întrerup alăptarea. La vreo 6 luni de sarcină a apărut problema că laptele meu nu era suficient de hrănitor. Bebelușul începea să slăbească destul de tare. Am fost într-o vacanță și, sincer, se vedeau deja și oasele și m-am alarmat ce s-a întâmplat. Am mers la pediatru și zice, și se uită la mine, dumneavoastră sunteți însărcinată? Și eu zic, da, păi, dar e o problemă, adică în sensul că nu-i ajunge laptele, fiindcă tocmai m-a apucat de sân și mă zgâria, voia să-mi stoarcă laptele. Bebelușul eram toată în vânătăi și în zgârieturi. Și atunci ce am făcut? A trebuit să adaug lapte praf, dar nu am renunțat la laptare, la alăptare. Deci îi dădeam și sticluță și sân. S-a născut al doilea bebeluș și îi puneam pe amândoi, pe amândoi, pe amândoi, pe amândoi. Și la 2 ani și vreo 4 luni am încetat alăptarea pentru primul copil și am continuat cu al doilea și la fel, pe la vreo 2 ani și vreo 2, 3 luni, 4, am oprit. Am încetat alăptarea. Când deja era conștientă și făceam jocul, hai, 10 picături astăzi, mâine 9, sunt pentru încetarea alăptării treptate, fără, în genere, pentru să fim autentici, să nu mințim copiii, să nu ne ascundem, nu fugim când îi lăsăm la grădiniță și zicem că acuși vin și tu pleci, fiindcă se poate crea o rană abandonului. Trebuie să le vorbim copiilor pe nume, de când se nasc, fiindcă ei totul înțeleg. Nu, de când sunt în burtă. Și chiar mai devreme, ci că sufletul planează. În jurul nostru își pândește deja ce face Tatiana, ce face Ana, cu ce se ocupă, ce citește. Ce mamă să-mi aleg, ce mami care îmi place. Mă duc, nu mă duc, mă gândesc, da, mă duc, pot să mă răzgândesc, așa apare pierderea sarcinii. Și dacă ne-am uitat mai filosofic și la viață și am vorbit mai des despre viață, moarte, atunci am acceptat și pierderea altfel. Nu ar fi atât de dureros. Pentru că noi tăcem despre moarte, despre pierdere și apoi când ne ia prin surprindere, mai ajunge aer. Pentru că toată durerea, de fapt, vine din dezinformare și așa din necunoaștere.